pe mai multă apă decât ai nevoie. Folosește becurile LED mult mai econome. Închide de tot computerul când nu-l mai folosești. Utilizează electrocasnice cu un consum scăzut de energie. Mai puțin în fața ecranelor. Mai mult pe stadioane. Schimbarea începe de la noi. Flashmob la Ungheni. Economisim pentru că ne pasă. Grupul de tineri voluntarii pro-Ungheni au organizat un flashmob cu genericul Economisim pentru că ne pasă, prin intermediul căruia au transmis un mesaj evident. Criza energetică îi afectează pe toți, iar soluția prioritară este economisirea. Voluntarii au venit și cu rezoluții practice, exemple proprii de economisire, reușind astfel să sensibilizeze cetățenii din localitate în raport cu problema menționată. Alexandru, elev al Liceului Teoretic Vasile Alexandri din Ungheni și membru al grupului de inițiativă Voluntarii Pro-Ungheni, menționează: criza energetică a cuprins întreaga lume, iar noi, voluntarii pro-Ungheni, în fiecare an de Ziua Pământului și nu numai, sensibilizăm opinia publică la capitolul folosirea eficientă a energiei electrice. Personal sunt mai atent atunci când folosesc apa de la robinet sau aparatele electrocasnice. Recomand și utilizez becurile economice. În fiecare an tindem să sensibilizăm această temă și să aducem aminte de Ziua Pământului. Mirela, elevă în clasa 11-a în liceul susnumit, membră de 2 ani a grupului Voluntarii Pro-Ungheni, subliniază că utilizarea nerațională a energiei electrice are un efect negativ asupra mediului ambient. Deci, economisirea resurselor energetice trebuie să devină un stil de viață. Iar această idee trebuie înțeleasă mai ales de generația tânără. Economisirea energiei electrice este o problemă la momentul dat, deoarece energia electrică duce la multe consecințe, precum încălzirea globală, care are un efect negativ asupra sănătății noastre și a celor din jurul nostru. Și pentru a ne proteja pe noi înșine și celor dragi nouă, ar trebui să economisim energia electrică prin diverse metode, precum să folosim becurile LED în schimbul celor obișnuite sau să evităm ținerea obiectelor electrocasnice în priză pe mai mult timp când nu-l folosim. Coordonatoarea grupului Voluntarii Pro-Ungheni, Marina Tamuratov, specialistă secția Tineret și Cultură în cadrul Primăriei Municipiului Ungheni, și-a exprimat speranța că mesajul a fost auzit. Marina Tamuratov a punctat că tinerii sunt cei mai buni promotori ai schimbării, idee consolidată de mesajul final al flashmobului: schimbarea începe de la noi. Prin acest flashmob ne-am propus să aducem un mesaj foarte important celor prezenți astăzi la eveniment, și anume că este foarte necesar să economisim energia electrică, mai ales în vremurile în care ne aflăm la moment. Tinerii sunt cei mai buni promotori ai astfel de mesaje și ei sunt cei care poate să facă primul pas spre schimbare. Și cum a fost și mesajul de final al flashmobului, schimbarea începe de la noi. Voluntarii pro-Ungheni organizează anual evenimente în care se pun în discuție problemele mediului înconjurător, precum Ora Pământului, Ziua Pământului. Iar flashmobul recent a reconfirmat mesajul că economisirea energiei electrice actualmente este primordială, a mai menționat Marina Tamuratov. Voluntarii pro-Ungheni anual organizează evenimente în care se pună în prim plan problemele mediului înconjurător. Organizează evenimente cum ar fi Ora Pământului, Ziua Pământului, iar flashmobul de astăzi, cel care a venit cu mesajul de economisire a energiei electrice, sper să fi fost auzit de cei prezenți și să fie dus mai departe atât acasă, în școală, cât și în alte zone unde tinerii își fac activitatea. Acțiunea a fost susținută și de rețeaua de comunicare de criză de la Ungheni. Elena Burlacu, membra a rețelei, spune: celula de comunicare de criză este constituită dintr-un grup de oameni din diverse instituții care și-au propus să-i ajute pe cei aflați în situații de limită.
În grup, responsabilitățile sunt distribuite conform abilităților și posibilităților. De exemplu, o echipă, prin realizările sale, a demonstrat că decorul de sărbători poate fi pregătit cu componente fosforescente, deci economice. Alți membri ai rețelei au organizat concursul de eseuri și postere la tema în cauză. Celula de comunicare de criză reprezintă un grup de oameni din diverse instituții cu capacități diverse care și-au pus scopul de a ajuta oamenii, localitatea, comunitatea din care locuiesc în situațiile de crize. În cazul de acum este criza energetică pe care dorim să o combatem și încercăm din diverse instituții din zona în care suntem să influențăm acesta în mod pozitiv. Am fost fiecare responsabil de anumite activități, flash mob, interviu, am realizat activități de decor înainte de sărbători cu componente fosforescente care ar putea demonstra că putem să înfrumusețăm și într-un mod mai economic sărbătorile, casele. Dar și continuă o serie de noi activități și surprize. Acum deja s-a încheiat concursul pentru eseie și postere la tema cum economisim energia și aici deja așteptăm rezultatele pentru că este în proces deja de analiză. Prin acțiunile lor, voluntarii pro-ungheni au încurajat și pe alți tineri să le preia exemplul. Eleva Colegiului Agroindustrial Sabina Țurcanu relatează. În perioada în care ne aflăm să economisim energia electrică este destul de important, mai ales că tarifele cresc, iar salariile și pensiile nu prea. Primul pas spre economisire sunt lămpile economice. Este astfel și o economie în bugetul familial sau personal. În perioada în care ne aflăm acum, să economisim energie electrică este destul de important, mai ales pentru că plata se ridică, însă salariile nu chiar și chiar și pensionarii, ei nu au destul bani chiar și pentru alimentare. Pentru ca mesajele sociale să fie cât mai calitativ mediatizate, acestea trebuie transmise pe mai multe căi. Iată de ce șefa interimară a Centrului Raional de Tineret Ungheni, Alina Butnaru, consideră importantă implicarea tinerilor în promovarea acestor conținuturi informaționale. Șefa interimară consemnează, trăim în condiții confortabile, fără a ne gândi cât de important este să economisim apa, până în momentul când suntem anunțați că va fi sistată furnizarea ei. Abia când se scumpește curentul, ne amintim că trebuie să mai reducem din consum, să mai stingem câte o lampă sau să trecem la becuri de tip LED. Atunci când expresiile criză energetică sau economisire apar des în media socială, mesajul acestora este conștientizat și aplicat în viața cotidiană. Eu am început să citesc mai des expresia criză energetică, economisire și așa mai departe. Atunci când și autoritatea publică locală, mă refer la primăria municipiului Ungheni, când promova foarte mult și informa locuitorii municipiului despre cum am putea economisi, atunci când diseminau practici pozitive de becuri LED. Și asta m-a făcut să fiu mai curioasă și să înțeleg eu, dar de fapt de ce noi trebuie să economisim, să mă interesez. Și atunci când aceste mesaje apar mai des, te obligă în practică să le citești, să le conștientizezi și să le aplici în viața de zi cu zi. Flashmobul este o metodă non-formală și pe placul tinerilor, deci eficientă în ceea ce privește informarea de calitate a acestei categorii de populație. Un alt mijloc, la fel de eficace, este și internetul, adică rețelele de socializare, care ne asigură cel mai scurt drum spre inima și mintea tinerilor, a mai adăugat șefa interimară Alina Butnaru. Voluntarii pro-ungheni este un grup de tineri doritori să producă schimbări în municipiu. Prin flashmobul curent, tinerii au dovedit încă o dată că implicarea generației lor în viața socială este valoroasă și cu impact.